Mircea Ionescu Chintu și-a exercitat dreptul de vot astăzi la școala Rare și Vodă din Ploiești. Înainte de a intra în secția de votare, seniorul Poliției Românești a declarat că îl încearcă o amărăciune. Vreau să vă spun că încerc o amărăciune astăzi. Nu sunteți cu doamna. Este pentru prima oară după 60 de ani de când vin la vot singur. Ea n-are cum să merge mai greu decât mine și sper să aibă o urnă mobilă aici. Mircea Ionescu Chintu s-a declarat că ziua de azi poate schimba destinul țării. Socotesc că țara, noi toți românii, ne găsim într-un moment de mare răspântie. Cred că ziua de astăzi poate să schimbe într-un fel sau într-altul destinul acestei țări în care trăiesc de 100 de ani. Și atunci vă închipuiți cu câtă grijă urmăresc evoluția evenimentelor. Totul depinde de înțelepciunea și mai ales de prezența alegătorilor noștri. Mircea Ionescu Chintu s-a spus că s-a rugat la bunul Dumnezeu. Mă rog bunului Dumnezeu să se uite și spre țara asta, țara asta amărâtă și bine credincioasă, țara asta care a pătimit și a trecut prin toate necazurile posibile, să vie momentul când să primim noi să ne răspundem de nevoile noastre și să avem în fruntea țării oameni buni români, buni patrioți. Este pentru prima dată când Mircea Ionescu Chintu vine să-și exercite dreptul de vot fără soția sa.